Și bine ai venit la Universitatea Creavarla. Spune-ne în primul rând ce te-a determinat să alegi știința. Bună ziua! Deci am ales Craiova pentru vreau, cum să zic, să rescriu istoria, adică să câștig campionatul cu patru echipe diferite. Asta este dorința mea, să vedem dacă se poate câștigăm, dar am ales echipa că văd că sunt șanse mari să câștigăm campionatul. Un club mare, cu suporteri, cu tradiții, așa că n-a fost greu să aleg Craiova. Cum au decurs negocierile cu clubul nostru? Foarte ușor. La prima vedere, cum ți se par condițiile de pregătire de aici din baza Ilie Balaci? Mi se pare pentru nivelul de România foarte bune. Condițiile, două terenuri, bază, ai tot ce trebuie pentru să joci fotbal. Nu mai trebuie să fii concentrat pentru fotbal, pentru că condițiile sunt, nu mai putem să plângem. Așa că ai tot ce trebuie ca să faci performanță. Care sunt obiectivele tale, atât pe plan personal, cât și la nivel colectiv cu echipa? Deci am spus singur ce vine mie în cap, singura dorință și ce eu vreau să fac cu, adică anul ăsta să câștig campionatul. O să fac tot ce depinde de mine ca să ajut echipa și cum întotdeauna am avut încredere în mine, cred că o să reușim împreună să ajungem acolo sus. Ce impresii ți-au lăsat ție suporterii științei și ce mesaj le transmiți? Până acum am venit ca adversar aici și întotdeauna au fost foarte ușor să joc la Craiova, pentru că întotdeauna a fost o atmosferă superbă. Pe mine m-au motivat întotdeauna. Deci suporteri, am văzut cum susține Craiova și mă bucur că sunt aici și chiar doresc că să vină în număr și mai mare, dar ca să se întâmple chestia asta trebuie să ne batem noi acolo pentru campionat și împreună putem reuși. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!